Zilele acestea, în care în țările europene și la bursele din întreaga lume se discută cu teamă despre Brexit, Corona de Oțel vă amintește că prima Comisie Europeană a luat ființă în anul 1856 pe teritoriul românesc și aproape exclusiv datorită intereselor comerciale britanice. Construcția României moderne a intrat în viteză odată cu venirea la București în 1866 a prințului Carol de Hohenzollern. Dar dorința românilor de a fi reprezentați în Europa monarhică la cel mai înalt nivel s-a sprijinit pe uriașe interese occidentale la gurile Dunării. Londra, cu influență imensă la Istanbul, voia controlul asupra Mării Negre. Comisia Europeană a Dunării le-a oferit românilor, cu 10 ani înainte de Carol I, schița unui proiect de țară și cu 100 de ani înainte de Uniunea Europeană, modelul unei Europe Unite. Așadar, cu 160 de ani în urmă, inginerul britanic Charles Hartley primea o misiune dificilă pe cursul Dunării la Sulnila. Anglia, Franța și Turcia tocmai învinseseră Rusia țaristă în războiul Crimeei, iar prin pacea de la Paris din martie 1856, luase ființă Comisia Europeană a Dunării. Rusia era astfel forțată să accepte ca Dunărea de Jos, cale strategică de navigație, să fie administrată de toate cele 7 mari puteri ale Europei. Această primă Comisie Europeană i-a încredințat lui Charles Hartley sarcina de a drena unul dintre brațele Dunării pentru a face fluviul navigabil până la vărsare. În plus, britanicii erau interesați ca accesul la Marea Neagră să fie protejat de un stat pro-occidental viabil. Acest stat se va numi mai întâi Principatele Unite, iar din 1866, odată cu venirea la București a lui Carol de Hohenzollern, România. Misiunea Comisiei Europene a Dunării, alcătuită din reprezentanții celor 7 mari puteri europene, era să inițieze lucrările de deschidere a gurilor fluviului în termen de 2 ani. După care urma să predea ștafeta Comisiei Riverane, în care intrau câteva state germane, Austria și Turcia. Evident că Istanbulul și Viena doreau să preia cât mai repede controlul asupra gurilor Dunării, dar statele occidentale și, în primul rând, Marea Britanie, doreau să prelungească activitatea Comisiei Europene a Dunării și implicit controlul britanic asupra traficului fluvial, ceea ce s-a și întâmplat. Au fost făcute acte adiționale în 1865-1871, apoi în 1878, când și România independentă a devenit membră a Comisiei, apoi în 1883 și nu în cele din urmă, după primul război mondial. Aceea e perioada de aur a orașului Sulina, pentru că este perioada în care multitudinea asta de state puternice au venit cu puterea lor, cu exercițiul puterii lor și al deciziilor lor la Sulina și au făcut dintr-un sat pescăresc un oraș de mai târziu în care toate confesiunile să aibă culte, să aibă biserici, să aibă școli, să aibă iluminat și apoi iluminat electric, să aibă strada întâi pavată, aranjată, pe vremea în care alte orașe din România nu aveau așa ceva. În urma unui studiu detaliat făcut după începerea lucrărilor pe brațul Sulina, toți membrii Comisiei Europene a Dunării au căzut de acord în 1858 că, de fapt, lucrările trebuiau făcute pe brațul Sfântul Gheorghe. Dar costurile imense ale acestui proiect, finanțarea liniei ferate Cernavodă-Constanța, construită tot de englezi, dar mai ales efectele excepționale ale lucrărilor provizorii de la Sulina, au dus la concluzia că, de fapt, aceste lucrări trebuie să devină permanente. Comunitatea englezească, sigur, a venit cu rafinamentul ei, cu precizia care o caracteriza și suprapusă peste celelalte comunități existente. Au pus amprenta pe oraș care, sigur, a devenit ceea ce numim acum a fi fost un oraș cosmopolit. A existat școala armenească, școala italiană, școala musulmană și a fost școala catolică. Școala era în curtea Bisericii Catolice. Școala Elena, în curte cu vire cu 2 etaje, în curtea școlii Elene. Această biserică a fost începută în urma unei promisiuni făcute de armata română în timpul războiului de independență, în 30 august 1877, când s-a cucerit prima redută Grivița.
cel care a avut ani de zile biroul în acest palat al Comisiunii Dunării de la Sulina, s-a dovedit a fi unul dintre cei mai mari ingineri în materie de lucrări hidraulice din lume. După lucrările pe cursul Dunării, el a fost angajat de Congresul American pentru lucrări în Delta Mississippi, iar apoi de Guvernul Britanic pentru lucrări pe Canalul de Suez. Lumea a plecat, s-a ascuns, au fost evacuați în timpul războiului, dar casele au fost bombardate, distruse, cratere, grote, asta rămăsese din Sulina, în mare parte. Dar s-a refăcut, a avut puterea de refacere după primul război mondial. Al doilea război mondial a adus dezastrul. Influența nazistă a dus la desființarea de facto a Comisiunii Europene a Dunării în 1938. Apoi bombardamentele germane și rusești au distrus din nou orașul. Dar de această dată Sulina nu și-a mai găsit puterea să se reconstruiască. Oricine a putut fugi din România ocupată de trupele sovietice a fugit. În timpul comunismului, orașul Sulina a fost repopulat cu oameni ai Deltei, români, ucrainieni, ruși lipoveni și cu muncitori aduși din toate colțurile țării ca să lucreze în schimburi la fabrica de conserve de pește sau la șantierul naval folosit mai ales pentru reparații. Singura care și-a păstrat obiceiurile de milenii a fost Dunărea. Ea a continuat să mărească teritoriul Deltei, așa că vechile faruri ale Comisiunii Dunării au rămas departe în oraș. În 1978, statul comunist a finanțat ridicarea acestui far aici, unde Dunărea se varsă în mare.